Printre meșteșugurile care sunt pe calea dispariției este și acela pe care îl mai practică Ionelu Popovici din Sărcia. Ăsta îl cheamă cal, așa, asta a slujit pe vremuri la sorsam, cosam, am cosut sorsamul la vremea aia. Iarna n-am avut ce să lucrăm, am mâncat la marba și ai stat în sobă și am lucrat, am cosut la căpățâni, dacă s-au desprins undeva, e asta a slujit. E, eu când am început să lucru, eu mai sunt mai mare, o să nu am putut să stau grămadă. Stai eu către nevastă, zic, am eu doină, zic, calul ăsta, dar hai să probești. Na, și-am probit, l-am băgat aici în calup, l-am pus, da? Am început, ea se uită, să râge, m-am împuns, am trecut peste talpă, în drept, iar am tros, au, s-o duce adâncă mie, m-o vin să-l lapăt. La urmă, iar mă pot rușine, cum să-l lapăt, dacă m-am prins acum, ce-am făcut? Și așa cum l-am făcut, unul, al doilea mai bun și al treilea, și așa că ia că m-am obișnuit și merge treaba. Dar lui, ia munca. După o oră, o pereche de năticaci este gata. Se taie talpa după un șablon în funcție de mărime. Moșnelu a încălțat cu năticaci, încălțămintea noastră tradițională, multe persoane din satul lui și împrejurimi, fie că sunt membri ai unor formații de dansuri populare, fie că le folosesc pentru nevoile proprii.